Măcar cu 56, Christian Hau din Austria. A dărâmat puțin gardurile de acolo, dar am ținut de amendă jandarmeria de data aceasta. Să facă frumos pe viitor. The old boys seem to be the rubber boys, but they won't give up. Come on. Hai să-l aplaudăm pe 56 pe Christian Haun de la Cate, Kini Old Boys, care nu se lasă. Moving on, moving on, moving on! Uitați-o pe Sorina Sandu, un aplauz elevat de numărul 508! Mondial pe motocicletă, ai Sorina? Așa, 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 până la urmă a trecut. Dibace, dibace Sorina, bravo Sorina! Oi, 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 ușor, ușor. Vă dați seama că pentru o fată e mult mai greu să miște motorul ăla de 100 și de credere, vă spuneam. Decât pentru un bărbat puternic, 514 este lângă ea, este Riku Ruokohaisi de la Silverstone Racing din Finlanda. 518, Mikael Nilsson de la Team Crazy Swedes din Suedia. Și fix așa e și prologul, cum spun Dad Kennedy's Holiday in Cambodia. Hai să o Sorin Sandu este și el pe situație, acum la pietre, aplauze pentru Sorin Sandu! Susținerea paternă, adecvată! Haide, Sorin! Între timp, Sorina s-a tot dus, s-a ajuns la ceilalți bușteni. Aia nu m-a putut de pus pe foc, doar că nu-i punem pe foc, o să ne folosim. All right, all right, take a breath! Well done, well done! Foarte eco-friendly, încearcă să fie în armonie cu noi. O parte de fizică foarte bună pentru România în general. 509 specialina prima cristograma la soare. Și este vorba despre Joachim Thornlund de la echipa Crazy Speed din Suedia. Sorin Sandu. Învățătorul și-a depășit mentorul
bine, Sorin Sandu. Așa, a pisica, bravo Sorin, de 13, bine a fost în spatele său. Este așa, de echipa Coop, în Olanda. Și la minus avem Badu Rider. Relax, relax, take a breath. Beer boys, have your beer. Yes. Relax. Hey, yo. The beer boys are in the house. We want to see some awesome beers at the party. After Gustavica, okay? Este 15. Timul Falcona de la Silverstone Racing în Finlanda. 521, foarte grăbit, foarte grăbit. Mikhail Bukcev de la Cannibal Racing. Verde. Hai, François!
e in Franța la echipa Romeo et Ansois. François Vuiet știe mers, se rezolvă treaba, nicio problemă. 522. Sean Benson last and furious, not that last and not furious at all. Și cam asta au fost și plasa Bronze Teams. Asta e bine și ultimul regele pe traseu. Și ne vom muta la clasa Silver, Silver Singles. Good luck, guys. Good luck, bro. Din Germania.
concret tradus asta înseamnă că gânzetul ăsta 124 este momentul Shit! Fost la fel de liniștit. Aplauze totuși pentru 131, Thomas Arnold! Domn Thomas! Baltema! Thomas Arnold îi zărbunește mai departe prin partea scenă 137, însă merge Andrew Cassar de la Magdalena. Get out of here! Okay! Pupați topovile! Oh, no! No, ρε το πόδι. Αχ.
Yeah, yeah, bye, bye. Hi, Karin, give me some help on the rear. Thank you. Wasn't clear, now it is. Yeah, put it. The rear. Slow. Yeah, but it's slow. The rear that doesn't go. I know, but just slow, okay? Slow. Yeah, yeah. 30. See? Yeah, but slow goes here. Slow down. Yeah, I got it, I got it now. I got it, I got it. I got it, bro. Oh.
7, foarte hotărât. Emanuel Rogojan din România, Dirt Bike Riders! Bine, Manu! Yeah. 166, lângă el, Angel Marian Bogdan de la echipa Corinte Pass din România. Ia uite! James Nichols, Eurotech KTM din Marea Britanie. Și ăsta, omul Bolton. A mers și băieții noștri bine. Thomas Krieger de la Mosel Racer din Germania. Andreas Bo de la Premier Racing din Grecia. 170. Oh, fuck! Ora! Hai! Come on, eh? Se pare că este chiar Mani Keneș care you go, what can I do here? Și l-aplaudă pe această ocazie. Mani merg la Silva. No. Hey, hop! Hai! Joel Sparta de la BGS Motorsport din România. Haideți, Joel! Thank you.
There will be another break after the finishing of the beautiful match of the silver singles, because we need to work on the track, and we will be taking it. Our green bodies and trees, and Serbia is taking a break in the middle of the court. Applauso per tu cowboy o il nostro! Oi! 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 Modesto cowboy, modesto! Ecco, gli buttiamo pure su un costume la cowboy, se dà con americani pensando.